Bună seara, bine ați venit. O nouă emisiune aici la noi la Campus TV, la Deale Buzoianului, ca de obicei de luni până vineri la ora 18. Azi e miercuri, da? Aproape, nu? Penultima zi din acest an. Ca de obicei, invitatul nostru de miercuri, domnul Edmond Buga, Sfinteș, liderul Organizației Județene a Partidului România Mare. Vă salut, domnul Buga, și mulțumesc frumos pentru prezență. Vă salut și eu și pe toți telespectatorii, mulțumesc pentru invitație. Avem multe subiecte pentru astăzi, haideți să vi le prezint și sper că vom avea posibilitatea să și discutăm despre ele, să le parcurgem pe toate. O să începem cu niște imagini, a zice eu așa, mai comice. Echipa lui Dorel a venit astăzi pe la Buzău. Dorel ăsta de pe Prahova era, atenție, știți că am mai discutat în emisiunea de ieri despre o groapă din asta de pe strada Alexandru Marghiloman, care a dat așa de câteva luni și nu se gândește nimeni să o asfalteze. Avem imagini de astăzi. Chiar în timp ce filmau colegii mei groapa respectivă, au venit niște băieți și au mai dat acolo nițel cu târnăcop. O să vă placă imaginile, nițică răbdare și o să le urmăriți. Tot așa de pe Buzău, colegii mei au descoperit astăzi niște mascați, niște băieți din ăștia de la trupele speciale, sau cel puțin așa par, în care se plimbă pe străzile orașului cu mitralierele la vedere, de parcă am fi într-un plin război. De asemenea, avem și imagini și cu câteva întrebări adresate trecătorilor dacă achesează la așa ceva. Despre concertul rock, a discutat și colega mea puțin mai devreme despre concertul ăsta rock care a avut loc la Buzău în urmă cu vreo două zile. Înțelegem de pe la pompier că concertul ăsta, în ciuda a ceea ce s-a întâmplat cu tragedia de la Clubul Colectiv, concertul ăsta de la Buzău s-a desfășurat fără autorizație din partea pompierilor. Discutăm și despre acest subiect. Săgeți trimise de șeful poliției rutiere din Buzău, ieri aici în emisiune la Campus TV, înspre poliția locală, compartimentul rutier din cadrul poliției locale. Zice domnul comisar șef Vasile Nicolae că sprijinul poliției locale converge spre zero aici la Buzău. Discutăm puțin și despre curtea de lângă gara CFR, tot așa mai prezentat. Avem și o informație așa mai nouă că au dispărut, atenție, curcile și găinile din curtea respectivă. Legat de parcarea improvizată, așa, făcută privată de pe domeniul public, din fața primăriei sau din spatele primăriei, depinde cum privești, vis-a-vis de primăria Buzău, avem un element nou astăzi, respectivul de acolo este tolerat, deși în primăvara acestui an am avut o știre similară cu cineva care a vrut să-și improvizeze o parcare în fața casei, în fața curții unde băga omul mașina. Atunci a intervenit foarte rapid poliția locală și i-a dat și amendă ăluia și l-a și obligat să-și dea stâlpișorii respectiv jos. Dacă avem timp, prezentăm primul interviu dat de noul inspector școlar general de aici de la Buzău, doamna Nela Van Zidel, și ceva legat de ce se mai asfaltează prin județ, o nouă declarație a președintului Consiliului Județean Buzău. Începem, cum vă spuneam, cu această epopee, aș putea să-i spun, a unei gropi de pe strada Alexandru Marghiloman. În emisiunea de ieri v-am prezentat imagini cu groapa asta de acum vreo două luni. Am constatat în urma sesizărilor dumneavoastră și noi că groapa respectivă nu s-a asfaltat, deși au trecut aproape două luni de la primul material difuzat de Campus TV. Astăzi colegii mei au mers din nou pe teren să vadă ce mai face groapa respectivă și a ieșit un material destul de amuzant. Haideți să-l urmărim. Asta e aici? De 2-3 ani, eu am auzit că e de vreo 2 ani au făcut lucrarea.
mașina. Eu te mai pun niște... Da, niște... mă post acolo. Da, da. Pe domeniul public. Ai auzit de aia? Ei, am înțeamnă. Poate pe aia, nu? A fost dată și la programul local, a fost dată, de câte ori a criticat și tot n-a venit să o repari. Își fărâmă lumea mașinile pe aici și ei abar n-au. Asta este. Filmează groapa, sau de groapele pe aici nu filmează ceva. Da, să știți că sunteți la Dalea Buzoianului și nu la Cascadorii Râsului. Era o emisiune celebră, da, înainte de 89, dar n-am avut cum să nu fac această comparație vizionând aceste imagini. Ați văzut, în timp ce filmau colegii mei astăzi, opa, a apărut echipa. M-am uitat și eu așa mai atent pe imagini cu domnul ăsta de la firma Coni SRL. Înțelegem că sunt niște băieți ăștia, firma înregistrată la Mănești, Prahova, a mai avut lucrări pe la Buzău. Poate în felul ăsta și înțelegem, nu, domnul Buga Sfinte, și de ce băieți ăștia, nefiind de aceea de la Buzău, nu au lucrat așa în urmă cu câteva luni, mai pleacă pe la Prahova, mai trec așa odată la 2-3 luni, mai dau nițel cu târnăcopul, mai măresc groapa, să mai întorc, mai pun niște balași și tot așa, într-o veselie continuă. Ați văzut și noastră, șoferii sunt nemulțumiți, așa, unii dintre ei mai înjură, mai ales cei care trec mai des pe strada asta. Din păcate e și o stradă destul de circulată asta, Alexandru Marghiloman. Acum ne pune și noi întrebarea, dom'le, dar noi în Buzău mai avem primărie, să mai ocupă cineva sau s-au evaporat ori? În primul rând că dumneavoastră îi discriminați pe cei din județul Prahova. Știți, inițial la mașini PH, toată lumea spune patria hoților. Știi, acolo nu cred că ne-au depășit pe noi buzoieni. Dar credeți că dacă se ocupa de lucrare o firmă buzoiană, lucrurile stăteau altfel? Nici vorbă. Mie mi-a plăcut foarte mult că acest Stan Laurel din celebrul cuplu Stan și Bran își cunoștea foarte bine și drepturile, nu filmați, că aici este domeniul public sau privat, nu știu ce a spus. Nu le spunea colegilor, nu, da, să nu filmeze. După care a început să prășească, exact cum faci în grădină, când prășește, țâncănești, cum se spune la țară, și țâncănești așa terenul, așa făcea și uitați-l, țâncănește, zici că pune floricele. Probabil, o fi având inițiativa asta de a pune acolo floricele, a dus în țară, mulți șoferi au oprit ei și au început ei să planteze floricele. El s-a gândit să-și facă și să-și facă datoria, dar mă surprinde rapiditatea cu care a apărut în timp ce filmați, a apărut hop și el cu gărduțul respectiv să spună, uite mă, că ne face și noi că... Deși venea automat de la Prahova, nu? Muncim. Firma din Prahova, mașina era din Prahova, dar trebuie să spune și lucrul ăsta, noi am mai dat ieri imagini, ramirându-ne, că și probabil o fi sunat cineva pe ăștia, bă, vedeți că da, firma... fac unii niște caragață pe aici. Firmele astea pot să fie înregistrate oriunde, ei pot să aibă punct de lucru, să-și desfășoare activitatea chiar în Buzău și să aibă doar, să fie doar înregistrată ca domiciliu fiscal la Mănești, Prahova. Nu asta este important. Important este că nu-și face datoria, mai ales pe o stradă intens circulată cum este Alexandru Marghiloman. Asta face, cred că în cinstea Zilei Republicii, pentru că astăzi 30 decembrie este și Ziua Republicii. La 30 decembrie 1947 a abdicat forțat regele Mihai la presiunea lui Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu Dej, după care s-a cărat în străinătate și a venit acum după 10 de ani să ne fericească. Deci, probabil în cinstea Zilei Republicii, el planta niște panseluțe. Eu am mai văzut aici în orașul Buzău plantându-se panseluțe în preziua Crăciunului. Și mă aminte de figura acestui domn care i-a spus noastră Dorel, tot în ziua de 30 decembrie, dar în 1854, parcă s-a născut Rudyard Kipling, cel care a scris Cărțile Junglei, cu celebrul personaj Mowgli. Și aduce un pic cu Mowgli acest băiat. Iar Rudyard
Kipling a scris și o poezie foarte frumoasă, Dacă, o poezie celebră, care arăta anumite etape ale vieții, dacă făceai una, dacă făceai alta. Păi dacă Dorel ăsta își făcea datoria de alaltă ieri, nu mai era nevoie să mai să se opună filmării pe domeniul public. Chiar foarte curios, colegii mei n-au stat acolo toată ziua. Ce o fi făcut Dorel ăsta dacă în urma lucrării pe care o practica la aspă, la prânz, nu știu, s-a rezolvat ceva? Sau... Cred că după ce au plecat cameramanii și reporterii, cred la gardă în spate și a plecat, s-a intrat în prima cârciumă și a așteptat să uita pe geam când apăresc din nou cu el și el ieșea cu gardă, îl punea iar și da, ce face el acolo, uitați-vă. Da, nu știu, acum încerc să fiu așa puțin mai serios, cât mai tolerează primăria firma asta, Coni, SRL? Dar ce, ce a făcut? Ce diferență este între firma Coni SRL și alte firme care au lucrări în oraș? Tot orașul e plin de gropi. În fine, pentru firma asta. Dacă era numai groapa asta pe Marghiloman, pe care o administrează, probabil fiecare firmă administrează câte o groapă în orașul Buzău. O întreține. O întreține, da? Eu am văzut că el trăia cu tână copiul, probabil o făcea mai adâncă, știi? Ca să mai aibă, să prindă un contract și la an. Ce să facem? Asta e situația. Când mai tolerăm noi asemenea administrații, noi electoratul, nu e vorba cât tolerăm. Ei participă la niște licitații, le câștigă acele licitații, după care, uite ce plin de avânt și răspundere. Ne rămâne doar să facem haz de necaz, nu? Chestia asta e comică, într-adevăr. E comică atunci când te uiți la televizor. Când treci cu mașina pe acolo, nu e deloc comică. Când ți se rupe o basculă sau mai știu orice altă parte, de componenta unei mașini și te duci la un serviciu și vezi cât te costă, nu mai e comică. Bun, e de evitat aceea strada asta, Alessandru Marghiloman. Se poate face bucla asta prin cartierul Broșteni și Doroban și acolo, scap de zona și acolo, asta. Și acolo nu găsim gropi? Ba da, e destul de slabă și strada asta prost făcută. Găsim, sunt mai bune decât alte străzi, dar găsim gropi în tot orașul. Asta e... Bun, mergem mai departe. O să continuăm probabil la anul. Noi episoade, da, din acest după cum lucra distinsul muncitor, sigur voi continua și la anul, pentru că nu se grăbea deloc și nu arăta că ar vrea să rezolve situația pe 30 decembrie de Revelion. Deci mai de 1 martie, de ziua femeii, pe 8 martie încolo. Da, bun. Mergem mai departe. Tot așa ne-au sesizat telespectatorii de faptul că prin orașul Buzău au fost văzuți mascați cu mitraliere la vedere. Din câte înțeleg, sunt după la trupele speciale. N-ar fi numai în Buzău, ci în toată țara, dar sunt și unii buzoieni mai sensibili care nu prea sunt de acord cu așa ceva, cu echipamentul de luptă și cu oameni care inspiră teamă pe stradă. Haideți să vedem un material filmat astăzi de colegii mei. Măsuri speciale sunt puse în practică în marile orașe din România în perioada sărbătorilor de iarnă. Polițiștii din cadrul structurilor de ordine publică, dar și luptători din Serviciul Acțiuni Speciale, patrulează și în zonele mai aglomerate din orașul nostru. În această perioadă, polițiștii buzoieni din cadrul structurilor de ordine publică, poliție rutieră, poliție transporturi, dar și luptători din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, acționează pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și pentru creșterea gradului de siguranță în rândul cetățenilor. Chiar dacă erau înarmați până în dinți, prezența mascaților în zona gării nu i-a deranjat pe trecători și nici pe călătorii aflați în tranzit. Dar ca în orice astfel de situații neobișnuite, părerile lor au fost și pro și contra. Nu, e un lucru bun, nu, pentru mine indiferent problema. De ce credeți că au ieșit? Eu știu, ei știu. Au și ei un ordin, nu? Da, e bine că umblă... Eu zic că e bine. Apără interesul publicului. Patrulează. Da, urmărește activitatea cetățenilor din oraș. Părerea mea asta este. Ai România. Fără ei s-ar face de cap derbedei. Până acum unde au fost ăștia? S-au umplut ipurii și i-a scos să-i scuture ăștia, să-i despuricească să vremea asta. Hai, domnul, că e circ. Ce amenințare ne pândește pe noi? Că noi, bă, ăștia, imigranții s-au dus în altă parte, nici n-aveau ce căuta la noi. Măsurile de siguranță luate de autorități sunt urmarea atentatelor de la Paris din luna noiembrie și au fost aplicate la nivel național. Nivelul albastru de alertă teroristă care a fost instaurat în țară este unul precaut, care indică un risc căzut de producere a unui atac terorist. Cu toate acestea, alături de celelalte forțe de ordine, luptătorii de forțe speciale asigură o siguranță
siguranță sporită tuturor cetățenilor în această perioadă a sărbătorilor de iarnă. Sincer, da, am văzut imaginile, domnul Buga. Sincer să fiu și eu am văzut mascați prin oraș, dar unul era cu toba, unul era cu capra, unul era cu țapă, unul cânta la țambal, unul la fluirul piciorului, toți sărbătoresc trecerea păi din, stolera, da? Din, păi ăștia, din 2015 în 2016. Bă, ăștia măcar sunt tăcuți. Ceilalți poluează fonic orașul și în zile în care nu au de ce să colinde, pentru că sunt anumite zile de colindat în tradiția noastră românească, dar s-a țigănit și această sărbătoare, în special în orașe. Văd pe străzi, colună înainte, colună după, urlă cât îi țin bojoci și tot felul de așa zise colinde. Deci cele care se cântă pe 31 ianuarie, ele cântă de la 1 noiembrie până la 28 sau 29 februarie după caz. Cât despre acești băieți înarmați până în dinți, care am observat că sunt în zona gării acolo, probabil există vreo amenințare teroristă, dar ca să nu mai sperie populația, nu i-a mai informat guvernul, pentru că nu văd de ce să-i scoată, cum spunea foarte sugestiv cineva, să-i despuricească acum pe frigul acesta. Mă gândesc că nu se apără de ăștia care dau cu petarde și cu artificii, nu se apără cu pistoale mitralieră. Probabil încearcă să prevină niște acțiuni teroriste, dacă există așa ceva, sau să justifice până la urmă activitatea. Un domn de mai devreme zicea că e circ, domnule, ăsta e circ, că, domnule, nu ne atacă pe noi nimeni, dar e drept. Și alții zicea, domnule, e bine că să fie, că sincer să fiu, au grijă de interesul buzoianului. Sau... Nu i-am mai văzut până acum. În alți ani au mai fost și în alți ani, nu i-am văzut cu pistoale mitralieră, înarmați până în dinți să umble prin oraș, fără să fie o razie cu un anumit scop. E un exces de zel sau e ceva normal? Eu zic că nu este un exces de zel, nici ceva normal nu este. Nu este o stare de normalitate, pentru că seamănă un pic cu starea de asediu când vezi militari înarmați până în dinți pe stradă, dar mai bine să paza bună trece primejdiarea, cum spune un proverb, probabil au anumite informații, se tem de anumite acțiuni teroriste. Dacă ar merge cu un copilaș așa de mână și v-ar întreba, tati, ce cu oamenii ăștia? Ce ea zice? Acum e mai greu să merg cu un copilaș de mână, fiica mea are 20 de ani și un pic, și să zică, tati, ce cu un nenea? Un nepoțel sau un nepoțică. Poate ar vrea să plece cu de-asta cu pistolul mitralieră, fiica mea. Dar cu un nepoțel încă nu este cazul. Probabil s-a uitat la ei cum se uită la bâlci copiii mai mici. Lor li s-ar părea interesant, pentru că au mai văzut prejocurile video, îi văd și pe ceilalți mascați, între ghilimele, pe stradă, și probabil cred că ține de tradiția de Revelion, de mojerilă, cum se sărbătorea odată, preluat din tradiția rusească, în locul lui Moș Crăciun. Pe mine, sincer să fiu, nu m-ar deranja niciun fel să-i văd pe băieții ăștia că se mai despuricesc și ei. Un pic mi-a plăcut foarte mult expresia acelui vorbitor. Bun, ne-a sunat cineva și zicându-ne în felul ăsta, din cât înțeleg, așa mi-au transmis colegii în cască, domnule, dacă suntem protejați, e bine, dacă nu suntem protejați, nu e bine. Sigur. Cum să facem până la urmă? Care e soluția bună? Eu de câte mi-aduc aminte ce am vorbit acum până acum 30 de secunde, am spus că este un lucru normal. Nu, deci este, nu este un lucru normal, dar este un lucru de acceptat, pentru că probabil există niște informații. Mă gândesc că nu i-au scos așa. Și nu ne-au spus tot. Da, probabil n-au spus tot. Știți, în ultimele zile au mai fost niște expulzări al unui atașat parcă iordanian, un om de afaceri iordanian care tot așa făcea propaganda. Sau să aibă legătură, ați văzut, mai e și scandalul ăsta cu unguri ce au făcut pe un covazna tinerea. A zis că și acolo voiau să facă un atentat. Eu am trecut astăzi prin Covazna, prin județul Covazna, prin tot felul Buzăului. Probabil, de câte ori trec eu pe acolo, este liniște. Știu că sunt nervos cu nervi și să liniștesc. Nu vă provoacă niciun fel. Nu mă provoacă, să-i liniștesc instantaneu. Dar nici eu nu-i provoc, nu mă dau jos de mașină. Da, bun, mergem mai departe la săgețile trimise de șeful poliției rutiere Buzău, domnul comisar șef Vasile Nicolae. Era și la campus de Vesa. Campus de Vesa luat de poliția locală. Susține domnul Nicolae că sprijinul poliției locale, sau mă rog, a serviciului rutier din cadrul poliției locale, este aproape zero. Haideți să ascultăm declarația.
Poliția locală, tocmai acestea sunt atribuțiile principale ale lor, combaterea opririlor, staționărilor neregulamentare și a parcărilor neregulamentare, precum și circulatul pe interzis. Exact ceea ce a observat telespectatorul nostru, exact asta era una din atribuțiile pe care poliția locală o are, una dintre atribuțiile pe care o are și ar fi trebuit să ia măsuri. Nu mai vorbesc de dirijarea traficului, care este mai mult a poliției locale și mai puțin a poliției naționale. Dar, ca întotdeauna, așa a fost învățată toată lumea și asta învățat ca poliția națională să facă tot. Dacă poate să fie și moașă comunală, să fie și tehnician, pe poliția locală să fie... că nu prea face nimic. Într-adevăr, să știți, pentru că sprijinul lor, cel puțin la nivel de municipiu Buzău, este aproape zero. Înțeleg că și pe primărie, zero. Pentru că nu... Da, l-am ascultat pe domnul Nicolae trimițând săgeți înspre poliția locală. Dacă i-am ascultat pe cei de la poliția locală sau i-am întrebat și i-ar spune, bănuiesc că la fel. Noi facem treabă de la poliția locală, ăștia de la poliția rutieră, de la IPJ nu fac treabă și tot așa, dau vina unii pe alții și până la urmă nimeni nu face mai nimic sau nu face acum, ce ar trebui să acum, facă. Acum să fim sinceri și totuși îi vedem pe cei de la poliția rutieră, îi vedem pe stradă, e orașul împânzit acum de poliție și de la rutieră. E adevărat, unul dintre ei mai mult încurcă circulația decât o descurcă, dar sunt la datorie. Domnul Nicolae trage cu săgeți, iar ăștia de la poliția locală trag muța de coadă, pentru că au fost de multe subiecte, deci, multe, că are dreptate, multe discuții și multe intervenții ale telespectatorilor în care acuzau pe cei de la poliția locală că nu prea desfășoară niciun fel de activitate. Eu sunt convins că are dreptate, pentru că Alminter, fiind două instituții ale statului român, indiferent pe ce paliere și de ce departament depind sau de ce administrație depind, cred că nu își permitea să își jignească pe harnicii angajați de la poliția locală dacă nu avea datele necesare. Bun, avem un telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog! Și la mulți ani atât dumneavoastră, cât și invitatorul dumneavoastră. Mulțumim, la mulți ani, vă spun și dumneavoastră. Intrați în subiect, vă rog. De obicei, cam văd aici, sesizați în direct problemele din Buzău. Sesizați, ia să vedem. Una, de atâta ori am fost și am văzut de la dumneavoastră, de la Campus TV, fac reportaje și ia interviuri acolo în zona pieței. În curtea bisericii acolo. Da. Le spuneți că să mai duce prima ocazie când se acolo, scoboară și la WC-ul ăla de acolo, dar să ia o mască de oxigen. La WC-ul public, ziceți dumneavoastră. Păi da. Dumneavoastră... E dezastru. Dumneavoastră a scoborât fără mască, să înțeleg. Eu am coborât fără mască și noroc că n-am stat mult. Ați reușit să ieșit. Da. Păi, dar al cui e WC-ul ăla de acolo? E privat, acolo al primării? E de norocirii, la alea la unde urinează bărbații, știți că sunt scoicile alea acolo. Da. Și trebuie să aibă un țâșnitor de apă reglat ca să urcă mereu acolo, ca să dizolve urina, să nu mai fi. E, să știți că le-a scos din perete, le-a pus și dop. Ați înțeles? Am înțeles. E un miros acolo, nu mai miroase a clor, miroase a... Înțelegem, ace. Acum... Ace. Da, dumneavoastră... Amoniac. Dar nu e niciun angajat pe acolo? Păi ce să facă fetele astea, săraci? Curățenia, zice eu, nu? Păi n-are cum să fac curățenie, domnule, dacă le nu a scos alea din perete, de la scoicile alea de unde se urinează bărbații. Da. Aia unde se scurgă apa mereu ca să se pune și tot aia. Am înțeles, deci și o problemă tehnică acolo, da. E problemă tehnică făcută cu rău intenție. A scos alea din perete, robinete, erau și robinete acolo. Da. Și am înțeles. Acolo. Și a scos de acolo și nu mai e nimic. Da, nu mai curge nimic. Aveți... Continua pișelul ăla acolo. Am înțeles, dar aveți cumva habar, e ceva privat, la privat asta sau o ține de primărie? Eu am înțeles că este de ce o aparține primăriei municipale, Buzău. Deci că ar ține de primărie, nu? Da, că e fără taxă de intrare. Am înțeles. Bun, mulțumesc frumos pentru intervenții, ne interesăm și noi. Mai vine și câte unul dintre oase, o trece și cobor acolo. Are ocazie ca să înghebe. Bine, bănuiesc că sunt oamenii care merg la piață acolo și mai au nevoie. Dar toată lumea care merge la piață, mai ales acum e frig, mai ales ăștia pătrânsă și mai... Da, am înțeles, gata, mulțumim frumos, e suficient dacă se uite cineva după la primărie, dar acum, nu știu, după la Urbiserv ar putea să țină, din câte știu eu,
Buda asta de la Crân. Ar putea să se țină. Ar trebui să se țină. Da, avem și problema asta. Am mai sesizat telespectatorii, dar pare că nu s-a luat nicio măsură până acum. Bun, mergem mai departe, trecem la un alt subiect legat de curtea asta din fața gării CFR. Exista această reclamație a buzoienilor cu animalele de acolo, s-a improvizat o menagerie, că acolo am văzut și noi, am difuzat în emisiunile precedente, că apăruseră multe curci, multe găini și alte orătănii. După ce am mai difuzat materialul Pacipă la Campus TV, îmi zic colegii și avem și imagini de acolo, că măcar au dispărut animalele, dar dacă avem imagini, haide să le urmărim, să vedem și noi. Dar e chiar vis-a-vis de gară, e un gard acolo, am mai discutat noi, nu se știe cum a devenit cineva proprietar pe terenul respectiv care era domeniul public, dar iată, în urma sesizărilor noastre, am difuzat și noi aici la Campus TV, au dispărut animalele de acolo, dispărând în felul ăsta și mirosul reclamat de unii telespectatori, mai ales din timpul verii. Rămâne însă această întrebare, cum de a ajuns cineva proprietar pe terenul ăsta. Dacă colegii mei pot, haide să mai punem și imaginea din urmă cu câțiva ani, când se vede clar că domeniul respectiv aparținea de, să zicem, de municipalitate, ba chiar era și un trotuar acolo, o alee folosită de buzoienii care aveau treabă prin zonă. Dacă găsim fotografia, uite, asta este, deci din urmă cu câțiva ani, când triunghiul ăsta de aici era pe domeniu public și nu era proprietate privată, cum s-a întâmplat acum, să se pună gard și să fie crescut acolo în fața gării. Acum este proprietate privată? Acum este proprietate. Deci așa era în urmă, probabil, cu vreo 2-3 ani. Da? Vedeți și noastră că este o alee așa pe lângă clădire. Da, dar probabil cineva a revendicat terenul în instanță, l-a câștigat și acum a devenit proprietar cu acte în regulă, dacă își permite să facă așa ceva, că primăria în niciun caz nu concesiona terenul respectiv ca să-și crească la 3 grații 7 găini. Poate a devenit proprietar. Poate, nu știu, habar nu am despre ce este vorba. Bun, dar ce aveți dumneavoastră, problemă... ce aveți dumneavoastră împotriva oamenilor harnici care își cresc găini, curci și acum e firesc că au dispărut pentru că sunt sărbătorile și atunci de sărbători le iau gâtul, le bagă la congelator, iar în primăvară când vor ieși puișorii vor cumpăra altele și o să vedeți la anul, în timpul verii și până în iarnă, o să vedeți din nou cum cresc păsărelele acolo. Da, vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră, există această posibilitate, dar omul să fi fost împroprietărit acolo, dar e doar o supoziție. Nu putea să primească în altă parte și nu aici pe domeniul public unde există trafic pietonal. Proprietatea este garantată prin Constituția României. Deci dacă omul acolo a avut terenul și i-a fost retrocedat printr-o hotărâre, dacă noi acum facem supoziții, așa a câștigat terenul respectiv, e dreptul lui să intre în posesia lui. Dar fiind în oraș și lângă gară, mă gândesc că există și legi care interzic să crești animale cu două, cu patru sau cu mai multe picioare chiar în buricul târgului. Mai avem un telefon în direct din partea altui telespectator. Bună seara! Bună seara, domnul Oraș, bună seara invitatului dumneavoastră. Spuneți. Referitor la subiectul dinainte cu poliția locală. Vă rog. Am impresia că poliția locală din Buzău ori nu poate, ori nu vrea, ori nu știe să aplice regulamentul de circulație. Dacă nu poate, înseamnă că ei sunt în subordinea primăriei. O propunere, Consiliul Local să le impună obiectiv de serviciu. Amenzi până la cuantumul fondului de salarii al poliției locale. Sau chiar mai mult. De ce? Sunt bani la buget pe care noi îi pierdem. Pentru că oricum se scoate mult peste fondul. Păi da, în momentul de față nu-i obligă nimeni să dea amenzi, că nu sunt obligați. Adică leafa merge, ziua se duce. Cum la orice loc de muncă ți se impun niște obiective, domnule, obiectivul dumitale este așa. Da. Deci un anumit... Deci nu ți-ai făcut încasările la amenzi de parcare...
Nu ți-ai luat salariu sau ți-ai luat procent din cât ai încasat. Bun, amens ar putea da din punctul meu de vedere neștire. Toate astea stațiile de autobuz sunt pline cu... În Buzău, poliția locală dând amenzi, am văzut câteodată la piață, unde stau câte 2-3, așa, dar din 10 zile, într-o zi poate scrie și câte un proces verbal și o singură dată undeva pe Unirii când era pustiu și au găsit și o mașină parcată într-o intersecție. Da, dar eu aș fi cărcotat și nu doar cu ăștia de la poliția locală și cu cei de la poliția națională. Domnule, dacă nu rezolvă ăștia de la poliția locală, de ce nu o rezolvați dumneavoastră? Se pune problema și că nu știu. Și atunci mai propun mai am o propunere. Exact, de exemplu, cum la calea ferată, tot personalul angajat circulant este supus unei examinări locale, unei examinări din toate instrucțiunile de servici, că e semnalizare, că e mișcare și așa mai departe. Deci de la ACAR până la ministru ajung, toți dau examinarea anuală. N-ai luat-o, ești retrogradat. Mă, la ei e prea mult la nivelul lor de înțelegere, dar măcar treaba cu parcarea. Păi, tată, uite, sunt două pagini din codul rutier. Haideți să dăm examen din asta. Nu știți? Hai să vă învățăm pe teren. Uite, băi, dacă e parcată pe zebră, nu e bine. Dacă e la 2 metri de intersecție, nu e bine. Explicăm ca la... Am înțeles. Și a treia, deci a spus dumneavoastră că deci nu știu, nu pot sau nu vor. Nu pot, este că nu sunt lăsați de primărie. Nu știu, e asta cu examinarea, nu da. Vor. Poate foarte, foarte simplu, l-am impus pondic barem din casări. Nu ți-ai luat pisile și așa, le-am mărit alocații de hrană, le-am mărit toate alea și așa mai departe. Deci poate să-și facă treaba asta. Da, mulțumesc frumos pentru intervenție și pentru sugestie, domnul meu. Poate cei din vârful, de la conducerea primăriei municipiului Buzău, iau act de propunerea dumneavoastră și eu propun, vedem o schimbare la anul. Dar dacă mergem pe ideea domnului, că nici nu se pricep, adică sunt nepricepuți, dacă le impui un plan de amenzi, se pot da naștere multor abuzuri. Deci la pregătirea lor profesională colosală, pot foarte ușor să comită abuzuri. Sau există și varianta în care buzoienii pot să fie foarte corecți, să nu încalce legea, să nu parcheze ilegal și atunci nu pot să-și facă planul de amenzi. Dar asta e o situație ideatică, nu se întâmplă așa. Totul e să-și facă datoria acești băieți și mă gândesc că la cât se pricep ei și-o fac. Da, bun, rămâne să vedem ce se va întâmpla. Când despre retrogradare, cum spunea dumneavoastră ca la CFR, dacă nu e testarea anuală, ar trebui să retrogradeze pe toți, ar trebui să desfințeze poliția locală și, sau mai jos de unde se retrogradeze din poliția locală, unde se-i duci? Paznici, era unul odată în pelea gol, s-a parcă tot de pe la ei era, care păzea pe aici, nu știu pe unde, pe aici era cald și omul se dezbrăcase și era la serviciu. Unde e poliția locală? Păzesc aici. Bună seara, mai luăm un telefon în direct. Bună seara. Spuneți, vă rog. Apropo de zona gării cu păsărea aia acolo. Da. Menageria, să zicem. Da. V-aș recomanda pe strada Viitorului, la intrare în strada Patriei, să vedeți cum s-au retrogradat un loc, că a luat și trotuarul care exista pe stradă. Am înțeles. Pe Viitorul ce zonați? Viitorul dinspre Patriei către Baia Ploiești. Deci la intrare. Și nu mai e trotuar acolo pe strada asta? Nu mai e, nu. E îngrădit, a fost cândva o zonă de gunoier, adică cu containere din acestea și cine l-a cerut a luat și trotuarul și e îngrădit cu plasă. Da, mie mi se pare neregulă, dar uite. Nu știu, dar constatăm și ne mirăm. Să cercetați treaba asta pentru că este în regulă și nu-i de acum, e de 3-4 ani de zile, dacă mai bine. Viitorul ăsta parcă e paralelă cu Unirii, nu? Cu Bulevardul Unirii. Da. Deci din strada Patriei, paralel cu Unirii, către Baia Ploiești. Am înțeles, în spatele pe blocurilor. Da, în spatele blocurilor, pe partea stângă, la 50 de metri la intrare din Patriei către Viitorul. Da, mulțumesc frumos. Mereu să vedeți, să filmați, să vedeți cum s-au răsurat, adică i-a luat și trotuarul. Omul trece pe... Pe carosabil. ...mașina și lantul, pietonul o ia pe stradă, că n-are pe unde, dar n-are trotuar. Ia să vedeți.
Am înțeles. Și bine. Încercați să vedeți dacă e așa cum spun eu. Da, mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. O să rog pe colegii mei de la jurnal să meargă zilele viitoare pe acolo. Mai citesc câteva mesaje de la telespectatori. Ne spune cineva că toaleta publică asta de la piață ar ține de Urbiserv și e în parohia revoluționarului Petre Burada, ne zice cineva. Păi dacă e așa, o să-i transmitem și noi domnului Burada să se ocupe de problema asta. Ne zice cineva că găinile și curcile de la gara au dispărut de câteva, au dispărut doar câteva zile. Acum sunt acolo, dar sunt și mai multe. Deci n-au fost tăiate, nu, domnul Buga. Probabil au primit rudele de sărbători, dacă s-au înmulțit acum. Da, au fost plecate într-o excursie. Fac mai arat. Așa și s-au întors. Da. Deci înseamnă că imaginele noastre n-au fost așa de la zi. Da? Probabil că au apărut în după masă asta, cine știe. Bine, trebuie să mai verificați. Poate telespectatorul vă induce în eroare. Poate nu le mai găsiți când vă duceți. Da. Bun, altcineva zice așa că vă rog frumos să filmați groapa de pe strada Clemenței, de la intersecția cu Clemenței. Tot așa, ar fi o groapă mare și acolo. Clemenței asta, din câte știu, e de la Alexandru Marghiloman, mergem spre școala 5, spre centru. Mai avem un telefon, da? Strada Clemenței? Da, o strada Clemenței cu o groapă. Da. Bună seara, spune, sunteți în direct. Bună seara. Spuneți, vă rog. Bună seara, să trăiți. Ziceți. Vă tot văd că ziceți cu WC-ul ăla, că nu știți de al cui este. De atâția ani nu știți cine are WC-ul acolo? Da, nu știam. Mă gândeam... Da, o, nu... Chiar mă... Vă dezamăgesc, da. Mă gândeam că e vreunui privat acum. Am înțeles. Ne scria cineva mai devreme că e de la Urbis. Sunt toată lumea care se duce pe acolo și nu știe nimeni al cui vece ăla. Da. Al cui e? Știți dumneavoastră? Nu știu, poate știți dumneavoastră. Cum să nu știți televiziunea locală care de acolo... Uite, îmi cer scuze că... E rușine. Da, îmi cer scuze. E rușinos să nu știi al cui e vece-ul. Așa. Altă problemă. V-am mai spus de câteva ori în legătură cu gunoaielele la toate cozurile de stradă. Rer, Buzău, aruncate de colo, colo, colo. Iar nu v-a citat. Gunoaiele astea... Un moment să... Am fost în toată țara asta verde, colo-colo, ca șofer, e o rușine. Stați puțin ca să ne lămurim. E rușine cu băieții ăștia deștept la Buzău. Ca să ne lămurim, domnule, vorbesc de gunoaiele astea care sunt în saci, aia strânsă. Care sunt de fiecare zi la orice colț de stradă, nu mai zic că... Nu, dar în saci, în saci. În saci, dar e frumos așa. Din câte înțeleg eu, este o acțiune a celor de la RER, Ecologic Service, da. Și urmăresc dacă această acțiune are vreun rezultat. La un moment dat, din câte am înțeles... Ce frumos este, ca să vezi în fața blocului, la mata, dacă e vedea, scot și eu gunoiul la ușile de-a pe mine, de servicii s-o duc la gunoi. Da, din cât... Am înțeles. Lăsați-mă să vă dau și răspunsul. Că i-am întrebat și noi pe cei de la RER, ne-a spus că este o acțiune, cum să spun, de probă. În cazul în care vor constata că nu are rezultatele scontate și dorite, vor renunța la ea. Este foarte urâtă. Deci nu asta zice să renunțe la ideea asta, acțiunea asta. Eu nu e așa, deci asta este de vreo 3 luni de zile, la toate poate Dorobanț, Broșteni, chiar când v-am mai spunat toată, a spus la episcopii că era aruncat în rondul ăla. Da, o să-i mai întrebăm și noi pe cei de la... Asta, frate. Da, mulțumesc frumos pentru... Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu, chiar dacă ne-a tras de ureche, așa că nu știm al cui WC-ul. A, eu mă pricep la multe lucruri, dar la... Nici dumneavoastră nu știați. Nu, nici nu mă interesează. Nu știu dacă e privat sau e privat, nu mai îmi dau seama ce este. Dar dacă e pe mâna domnului Burada, distinsul confrate, poet, cred că lucrurile se vor reglementa. Da. Eu zic așa cu rapiditate, în 7-8 ani de zile se vor putea duce liniștiți oameni acolo. Da, bun, luăm și noi o scurtă pauză de publicitate. Revenim după câteva minute cu alte subiecte, sper eu, de interes pentru telespectatorii noștri.
Doar în această iarnă, orice abonament de internet sau televiziune prin cablu oferit de TVSAT are o ofertă specială de preț redus cu 50%. Internet de mare viteză, 100 de megabits pe secundă, 20 de lei. Televiziune prin cablu, 100 de programe, 20 de lei. Iar dacă vrei să devii abonat la ambele servicii, îți oferim un preț special de 30 de lei. Oferta se adresează abonaților noi din municipiul Buzău.